Bună ziua! Astăzi am să pregătesc un fel de pisto. Un fel de zacuscă de la noi, ceva de gen. Am aici vinete, o ceapă și ardei. Era bine să fie avut ardei roșu, dar nu am în casă, așa că am să folosesc verde. Așa, să începem. Am să încep să fac ceapa. O voi toca toată mare. Julien. Iar această zacuscă pistă o să o servim cu ouă prăjite. Am pus la 5 tigaia. Am să pun ulei. Ulei de măsline. Și am să pun ceapă la cărit. Acum am să tai ardeii. Tot așa cu și cu și. Și cât mai mare. Așa. Mai trebuie să dai un pic ceaba. După care am să pun ardei. În timp ce ceapa se călește, am să pun vinetele. Pe care am să le fac cu coajă. Nu le curăț coaja. Hai și cealaltă bunătă. Vreți să ne tai eu? Ca la povoci? Mare. E o rețetă foarte ușor de făcut, foarte sănătoasă și foarte bună. Un fel de zacuscă. Așa. Bardinger. Așa. Așa arată ceapa. Acum am să pun ardeii. Am să pun ardeii. Îi las pe ei să călească. După care am să pun vinetele. Revin. Așa. Acum că ardeii și ceapa mi s-au călit, am să pun o vinete exact așa cum sunt. Și le las și de la călit. O să iasă ceva tare bun. Par multe, multe vinete, multe legume, dar ele o să sară. Așa. Acum de sare. Așa.
fac un pic mai mișit, ca să nu sardă. Până încep ele să lasă geamă. Începem niște fel de dafni. Le mese ca să nu se prindă. Le amestec, le facă de felul. Mereu mă încuc. Am să-i pun o foaie de dafni, adunată de bine, bineînțeles, de partea mea. Dacă te fie asta deja, am mai spus-o. Așa. Dar sunt îngătare de foile mele de dafni. Revenit. Așa. Legumele am început să cadă. Vedeți, m-am încat pe jos. Când multe erau, câte puțin au rămas. Și o să rămână și mai puțin. După care le pun sos de tomată și le-a să fiarbă. Așa, mai revenim. Așa. Între timp și legumele mi s-au spălit. Așa. Și am să pun pasta de tomată. Nu arată așa bine, pentru că nu am ardei roșu. Dacă aveam ardei roșu, era mai frumos. Dar nu am. Era mai colorată. Așa. Mai pun o cutie. Deja au o culoare mai frumoasă. Așa. În toată cutia. Așa. Arată mai bine, nu? Am să-i pun și un pic de cimbru. Cimbru luat, după cum. E cimbru sălbatic ăsta. Și-l las să fiarbă. Am să-i pun și un pic de piper. Mai revenim. Deci, am terminat. Uitați, mi-a scăzut destul de mult. Așa. Acum rămâne să prăjesc niște ouă și imediat revin. Deci, acum am să fac ouăle. Prăjesc două ouă. Și încep să pregătesc în farfuria. Așa. Să vă arăt cum servim noi. Imediat revin. Așa. Am prăjit două ouă. Le-am pus pe felia de pâine. E o pâine
de cereale integrale. Sper că vă place ideea mea și vă urez poftă bună. La revedere!